Salutări băieți și fete, bine v-am găsit la un nou episod din cariera noastră de jucător la FC Barcelona. Bă, astăzi avem mare meci mare cu Sporting. Jucăm în deplasare, mergem în Portugalia să le arătăm ăstora ce știe să facă Barcelona. Barcelonezia. Până acum avem două victorii categorice în grupele Champions League. Și urmărim să o facem și pe a treia, vrem să ne calificăm clar mai departe și vrem să luăm trofeul. Mi-ar plăcea să dau și mai multe goluri ca să știu și eu o treabă. Foarfecă, bă! Mi-ar plăcea să dau mai multe goluri, cum am dat sezonul trecut. Mi-ar plăcea, mă, mi-ar plăcea. Chestia e alta. Că avem nevoie de trofei. În primul și în primul rând, golurile ca golurile, dar noi avem nevoie de trofee, că alea sunt cele mai importante în momentul de față. Bară, bă, băiatule. Avem nevoie de trofee, evident, și de goluri să se vadă că am făcut una și alta. Dar aș vrea să punem accent pe Champions League. Suntem calificați la Euro, poate de ce nu să câștigăm Euro. Și ce să? Să luăm trofee ca să fim și noi un pic siguri de treaba asta cu balonul de aur. Chiar aș vrea să luăm balonul de aur. Sperăm că ne și iese. Dar vom vedea. Vom vedea pe parcurs, vom vedea prestațiile. Și apoi abia după aia, mamă ce șut a prins ăla acolo, bine băi, Stegen, Ter Stegen. Abia după aia vom vedea. Oricum de descurcat ne descurcăm bine pentru moment, dar s-ar putea și un pic mai bine, zic eu că am putea un pic mai bine. Ce rău a dat-o, bă, băiatul ăla, dar reușim să deposedăm. A fost fault, aparent. Koundé greșește acolo, pierde posesia mingii. Nu e ok. Și am avut câteva șanse. Au fost câteva acolo. Șansa aici pentru Sporting, aproape să marcheze. Bă. Eu am vrut să pasez la Garnacho, da? Așa că... Înaintează bine acolo Garnacho, vine cu pasa, din nou Garnacho, șut! Acum Valencia reușește să rețină balonul acolo. S-a mișcat un pic, am greuț Rafinha sau cine e ăla? Nu știu cine e ăla. Ce s-a întâmplat? Koundé bate simplu aici, reușind să rămânem la balon, un dribbling acum, întoarcem balonul și driblăm încă un adversar. Nu reușim să ajungem în poziție de finalizare, dar nu și acum. Aproape, aproape să deschidem scorul. Este deja pauză, bă, băieți, imediat acum, nici nu durează mult până vine pauza. Și noi avem o bară și vreo două șuturi. Cam slăbuț. Garnacho pasează excelent aici. Hai cu avantajul la pauză. Hai cu avantajul la pauză. Hai cu avantajul la pauză. Șut la colțul lung și este, mă. Reușim să deschidem scorul chiar înaintea pauzei. 1-0 minutul 46. Hai că ne-am descurcat bine și îmi place cum joacă Garnacho, sincer. Chiar îmi place, pe ele acolo, cu pase, cu tare, sprint, e bun. Și final de primă repriză, băi băieți, conducem 1-0, după cum puteți vedea și după cum puteți sesiza, da? Aș vrea să mai dăm, dacă se poate, nu e obligatoriu, adică hai să fim realiști.
Oricum, cred că restul meciurilor din grupul o să jucăm clar. Retur cu Sporting îl vom juca fără probleme. Bine, apără Marc-Andre Ter Stegen. Vom juca retur cu Sporting și după aia vom juca doar highlights cu Hajduk Split și cu Atalanta, parcă. Da, Atalanta. Deja avem 3 victorii și... Bine, 3 victorii cu tot cu asta. Cred că ar fi cam de vreme să spun că avem 3 victorii deja. Ar fi cam de vreme. Că mai e cam 3 sferturi de repriză și se mai poate întâmpla destulă situație negativă. Nu de alta, dar noi știm că noi am mai pățit, adică ați văzut și pe live cum dădeam cu muci fasole minutul 90. Dar nu-i problemă, vom încerca. Vom încerca, încercați mai mult, vă rog frumos. Mai mult, mai mult, mai mult. Nu vor ei să încerce. Este schimbat și Rafinha acum. Și lovitură de cap a nou intratului, aproape acolo să marcheze. Hai tată, hai că putem, hai că ajungem la ea, hai că ajungem la ea. L-am rupt la ghete. L-am rupt la ghete. I-am rupt și alupii din picioare. Și văd și cartonașul galben. E ceva la care mă așteptam. Bine, sincer, mă așteptam la cartonaș roșu, dar asta e partea a doua. Las că e bine. Fagioli câștigă bine posesia acolo. Sonko. Declan Rice. Pasăm excelent aici pentru Acuña. Pas excelent al lui Garnacho. Nu te cred. Ce deviere nenorocită. Ce deviere nenorocită. Bă. Și nici n-a vrut să sară mingea în poartă. Wow! Reușește Valencia să apere încă un șut din ăla blanau. Feng Shui e paparude. Pasăm bine acolo pentru Kunde. Kunde vine cu pasa. Încercăm să finalizăm acolo, dar din păcate din nou o minge în blocaj. Ceva normal la noi. Pasăm bine aici pentru Garnacho. Pierde din păcate acolo în fața lui Avilas, sau cum îl cheamă pe la un? Aviles. Avies. Da. Un meci total dubios. Sincer, mi se pare dubios rău de tot meciul ăsta. Dubios rău. Gertruda vine acolo cu centrarea, dar lovitura mea de cap lasă de dorit mult. Mult de tot lasă de dorit. Asta e, să mă implântă. Bine, la mine cam des cu loviturile de cap, dar nu contează. Nu contează, mă, trecem peste. Fagioli pasează bine acolo, reușim să rămânem la balon. Faul, bă, Olo, ce mă nervează ăștia, bă, băiatule, bă. Cred că învingem italienește în meciul ăsta. Da, final de meci, dragilor, reușim să-i învingem pe Sporting Lisabona. 1-0, ca la Mucea, ca în Italia. Italienește, din păcate n-a fost prea spectaculos meciul, dar asta este. Următorul meci cu Celta Vigo îl vom juca highlights. Jucăm highlights, vedem ce reușim să facem și asta e situația. Jucăm ca Leonardo, Brazao, Costiniao. EA Sports FC 2025. O primă lovitură liberă, o primă șansă, minutul 8. Mă mănâncă.
Aolo, n-am încărcat destul. N-am încărcat destul. Dacă mai încărcam un pic șutul, cred că era altceva. Puțin de tot mai trebuia, dar nu-i problemă. Sar reușește să-l lovească acolo mingea cu capul. Din nou corner pentru Celta Vigo. Sper să nu facem iar vreuna de-aia în care facem puțin mai mult decât nimic. Rămâne mingea aici în posesia celor de la Celta Vigo. Nu e bine. O, contraatac, tată. Ăsta e gol. Mam. 1-0, tată. Minutul 30. Minutul 30. Ăsta da gol. Ăsta da gol. Ghiulea s-a dus. S-a dus Ghiulea, tată. Și am dat și bară gol. Noi nu prea facem de astea, dar vreau să vă reluare. Caca că nu ne arată reluarea. Hai să vedem. Ia uite-o, bă, băiatule, bă, nu te cred că a fost bară. Deci nu te cred că a fost bară. Deci n-ai mă cum. Bă, n-ai cum. Și cât de bine o bătusem. Sueti gol. A rămas acolo ca păsărica cerului. Liber. Asta o aruncăm în careu. Numai să nu pierdem posesia. Cunde, Fagioli. Vine cu pasa înapoi Fagioli. Șutăm. Apără Vilar. Thompson. Thompson, stai cu minte. Thompson, Fernandes. Hai, tată. Încă o posibilitate. Cross acum. N-am ajuns la asta, dar nu-i problemă. Nu-i problemă de război, tată. Nu-i problemă de război. Cred că e ultima fază a meciului. Un contraatac aici pentru Celta Vigo. Cunha scapă, șutează, dar apără Marc-Andre Ter Stegen. Și final de meci, dragilor. Reușim să dăm două boabe în această partidă. Reușim să facem o dublă. Bă, cred că e mai mult decât suficient ce am reușit. Nu e un lucru exagerat de bun, dar e ok. Adică am dat 3 goluri în 2 meciuri. Pentru mine e țiplă. Hai să ne uităm un pic la stats. Avem 18 goluri în 11 meciuri. Cam puțin. Așa. În UEFA Champions League suntem acolo pe ele, suntem pe primul loc. Avem 6 goluri marcate în 3 meciuri. Noi stăm chiar bine. Deci noi stăm chiar bine. În altă parte. Ia vezi, bă, cine e pe primul loc aici în conference. Dumitru de la Voluntari. Ferească Dumnezeu, foarte bine, tată, bravo lui. Aici tot pe primul loc suntem, avem 11 goluri marcate în 6 meciuri. Și am luat-o practic de la capăt. Bă, stăm bine ca și goluri marcate. Hai să ne uităm și la asta, cum îi spune, la carieră aici și așa. Să vedem cum stă treaba. Sezonul ăsta avem 28 de goluri marcate în 16 meciuri și 2 asisturi. Cred că trebuie să mai tragem un pic de noi ca să facem treaba. Hai să dăm și astea 4 puncte, să vedem unde le opintim. Aici avem tot, aparent. Am putea să dăm la passing, dribbling.
Defending, physical, jump, reaction. Hai să o luăm pe asta o dată. Așa. Și hai să luăm asta. Hai să luăm asta și o vom vedea noi după aceea. Da. Oricum, următorul episod ne așteaptă meciul cu Athletic Bilbao și meciul retur cu Sporting Lisabona. Cam asta a fost tot pentru azi, dragilor. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și până data viitoare, nu uitați să fiți cu minte, nu cu minți. V-am pupat. Pa, pa!